Ați înțeles ceva? Gardul omului. Ce gard? Nu, nu mă dau jos, că-ți vedeți gardul. Se vede? Da, da, da. Tu înțelegi ce-a făcut aici? Care gard? Nu, 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 e bine, e bine, e bine. Stâlp frumos. Bă, elegant, laser, țiplă. Fii atent cum au dus drumul la nivelul gardului. Coama gardului la nivelul drumului. Țiplă, țiplă, țiplă. Bă, țiplă. Hai să vă arăt ceva frumos. Azi e despre frumos, dragi. Despre... E despre ce trebuie. Azi e despre ce trebuie. Încă o leacă, da, încă un pic. Da, mă sui pe acoperiș. Încă o leacă, încă o leacă. Și venea la nivelul stâlpului. Pe bun. Nici nu trebuie să te urci mult. Ca să ajungi la lumină. De noaptea minți. Urmăriți materialul. O să vă placă. Sau vă va plăcea. Pentru cel mai rafinați. Doamne, doamne. Ia, ia. Frumos, elegant aici. Așa. Doamne ajut! Ți-a frumos ceva elegant? Hai! Mulțumim! Să trăiți, mulțumim frumos! Mare om sunteți să ne-ați dat drumul? Să lucrează! Dragilor, se lucrează cu spume! Ați văzut, da? Bună ziua, doamnelor! Bună ziua, domnilor! Suntem pe drumul Zahareștiului în județul Suceava. Drumul care face legătura pe axialul rușinii. Doamne ferește, ce am zis axialul rușinii? Da. M-a luat gura pe dinainte. M-a luat gura pe dinainte. Suntem pe axialul Suceava-Iași, porțiunea de la Suceava la Dărmănești, pe aici prin zona asta. Stai, că pe aici încă aici au fost foraje. Aici a furat domnul Fluturi după să vadă dacă poate trece autostrada și au sesizat că nu poate trece autostrada, au mers mai departe. Dragilor, ne-au trimis niște oameni de aici din... Ăsta e drumul care face legătura Stroiești. Noi venim dinspre zona Stroiești spre Zahariști. Acum oameni se lucrează aici, după cum vedeți. Le face la oameni gard. Doamne ajută! Cine? Le-ați ridicat cam mult drumul? Noi cam înalt? E bun. Hai bun, doamne. Nu. Dacă e bun, e bun. Uite. Ăsta e gard. Uite, vezi omul în așa? Nu spre vezi, trebuie să ne dăm jos de mașină. Bă, dar ce-am făcut mai aici, mă? A? A trebuit să ne dăm jos de mașină? Ha. Să mergem mai în față. Nu, mă, dar hai să vedem și aici. Hai că vedem o dată aici. Domnul Daniel, îți deschid aici povestea. Să crești mare. Hai să vedem ce. A, uite. Bă, dar nu-i cam înăltuț? Nu-i cam înăltuț, a? Nu-i cam înalt? Durăm după ăla, existent. Da, mă, dar uite-o leac. De aici. Ăsta iese cu liftul de aici. Nu avem și face. Noi trebuie să respectăm cota asta să ies cu celălalt. În momentul când toarnă asfaltul, să fie drept. Da, mă, dar mai băgă alea, că mai la jos, mă. Dar de ăsta cum ies? Proiect, proiect. Bă, dar n-am zis că de ce ai făcut tu, că bănuiesc că te-ai uitat după plan și ceva, ai respectat niște lucruri, dar uite, uite-te-o leacă, na, da, na, uite, da, eu, Doamne ajută, sunt o mână de om serios. Uite, uite-o leacă cum e panta aici, e 45 de grade. Ai, uite-o leacă. Păi să te să-și mai înalți gardul de o bucată. Dar, și la nivelul ăsta încă era, uite, vezi, la nivelul ăsta care îi dai tu asta bază, zboși oamenii de aici. Nu v-a fugărit cu... Eu știu că nu sunteți, eu nu zic că voi sunteți vinovați, dar nu e regulă, oamenii săraci, uite, sărbaștri. Și așa noi facem noi asta. Mai de bun simț o leacă cu pantă acolo să fie. Ai, Daniela, proiectul pește prăjit, uite ce-a făcut aici, mă? Uite, da, pantă așa. Noi, e egală. Ați egalat-o cu ce acolo? Da, da, păi noi după aia trebuie să facem. Laserul. Și dă cu laserul. Laserul și dă cu laserul. Doar așa. Bă, dar pe bune ăla e?
bă, la treabă. Hai că treaba e bună. Hai că aici e treaba bună. Haideți. Nu, no, că mergem mai departe, mai am ceva frumos să arăt. Hai, bagă-te mașină să închid ușa după tine, să nu zică lumea că nu sunt gentleman. Oricum zice că sunt neserios, dar acum zice că nu sunt gentleman. Hai că mergem mai departe, treaba e bună. Ok, ce treaba e bună. Acum ați înțeles de ce sunt oamenii albaștri? Oamenii sunt albaștri? Ia, mi-a lăsat leca. Mulțumesc, să trăiți, să înfloriți. Doamne ajută. Hai că mergem mai departe. Dați centurița doamna Daniela să o punem aici, frumos. S-a băgat. Uite ce au făcut, Dana. Uite-te un pic și la casa asta, cât cum a intrat omul ăsta. Păi nu se vede așa de bine. Nu se vede. Hai că mergem mai departe. Hai că mai avem și un pod aici la Zaharești între. Foarte înalt drum. Foarte înalt drum. Aici e ok. Hai că mergem mai departe. Păi trăițurile aici, da, uite, oamenii ăștia au porțile mai jos. Mai înălțate. Ăștia, da, ăștia de aici. Aia de acolo. L-au pus capac și mai vine și încă un rând de asfalt din gros și un strat de, cum se cheamă, statul de uzur. Să vezi tu atunci. Uite aici. Îl vezi? Acolo? Cum e șanț? Vezi cum îmi vine la om acolo? Da? Tu înțelegi că asfaltul o să vină până la nivelul ăla? Tu înțelegi ce au făcut aici? Uite-te un pic aici. Nina, nu știu. Ce? Nu crezi? Hai să-ți arăt. Hai să vezi. Să rămână. Hai să vezi ce le-am. Frumos s-a făcut aici. Mai rar. Da, potrivit oamenii să treci și poartele, să le înalți. Păi dar cum intră omul ăsta în curte? O turna beton ca să mai poată să intre în curte. Uite-te alea că ce-a fumat. Asta e bătaie de joc. Uite-te alea că ce-a fumat Dana. Tu înțelegi că până aici e mai toarnă asfalt până aici? Tu pricepi? Eu sunt curios până pe unde vine asfaltul. Ca vine asfalt, Dana. Aici mai vine asfalt. Și vine asfalt barbat. Măi, uite ce-a făcut aici. Ce-a făcut la omă? Ei, zici că e telegondoră, nu? E tiroliană. V-a înălțat aici tare, nu? Să rămână! A, ți puși beton și... Vai! Doamne! Ai băgat și două cifre de beton, ați băgat în curte aici ca să intrați. Nu puteam intra cu căruța sau mașina, au venit copii de la București și nu au avut cum să intre. Doamne ferește! Bă, nu avem cuvinte, bă, n-ai cuvinte, hai, merg. Păi, ce mai departe? Băi, zici că e axialul nebunilor, e axialul nebun. Oprește aici și mergem mai departe, Dan. Uite ce-au făcut aici, Dan. Băi, tu înțelegi că-i vine omului la poartă aici? Băi, tu înțelegi că ăsta-i drum, aici-i vine omul la poartă? O vezi? Unde? Uite-te aici, atât. Mă vedeți? Hai că acum coborăm. Fii atent, acum coborăm canalizare. Băi, atât i-o dus cap. Bă, Dana, tu înțelegi ce-o făcut ăștia aici? Uite-te alea, că mă. Vine încolo să vezi. Uite aici la omul ăsta. Stai că acum ies la nivelul solului. Aici au făcut canalizarea, mă. Uite-te un pic. Uite ce au făcut aici, mă. Bă, zici că zboară pista de zbor de la NASA, mă. Uite-te un pic ce o trebuie să-și facă omul ăsta, ce v-a spus iasă în drum. Bă, băiatule. Peste, frate. Peste de zbor. Omne feri. Uite ce a făcut aici, mă. Omne ferește. Să rămână, domn. Așa e peste tot? Tot e așa? Mai sunt și locuri bune?
Uite-te un pic, dar uite-te un pic ce-au făcut aici. Arească, Dumnezeu. Hai că mai avem să vă arătăm ceva. Mergem mai departe. Până acum a fost bine. Până acum a fost bine. Da, a fost bine. Aoleu, ce urmează acum, dragilor? Vai, mi-e milă de oameni. Vai de mine, Daniela. Vai de mine, ce urmează. Aici ieșim, aici ieșim. Da, da. Da, uite și tu cum ai avut. Mă iau o tristețe cumplită. Bă, dacă au făcut ceva pe drumul ăsta, au pus semafoare. Bă, la asta s-au priceput, au pus semafoare și au ridicat drumul de la zăpăcit. Bă, l-au zăpăcit, cum Dumnezeu l-a trecut prin casă, fac treaba asta. E verde, doar Daniela, repede că e verde. Ia, uite aici, ia. Și iată, se lucrea, doamna Daniela, dacă nici acum nu se lucrea, dacă nici asta nu-i treabă ca lumea dumnezeiască, nu mai știu ce poate fi. Bă, wow, a? Uite, bă, leu, tată, ia. Ia, uite canalizare frumoasă în câmp aici la porumbul ăsta, vezi? Da. O să fie frumos, Daniela. Eu nu înțeleg pe oamenii ăștia ce, de ce nu sunt mulțumiți. Uite. Se nu le place. Se ne, vezi? Dacă se face, de ce se face? Dacă nu se face, de ce nu se face? Nu va mai ajunge golan ce sunteți voi. Deci am ieșit din, dragi ca să înțelegi, am ieșit din Stroiești. Până acum am fost în zona Stroiești. Acum urmează Zaharești, podul de la Zaharești. Să vă arătăm și podul de la Zaharești. Acum suntem pe verde, mergem, tragem tare. Uite, vezi, poveștile alea care le vezi tu acolo cu portocaliu, care se văd pe marginea drumului, alea sunt, până acolo sunt, alea scotele. Deci acolo ai să vezi tu, până acolo să vină drum. Atenție, urmează un hop aici la omul ăsta. Fii atent, atenție că aici urmează un hop. Ia, nu dai capul. Vezi, nu dai capul, că te-ai mai dat odată și te-ai supărat. Ușor. Fii atent, uite ce urmează. Zaharești, da? Acum intrăm în Zaharești și mergem la pot, dragilor, să vă arătăm încă o lucrare corespunzătoare, adevărată, ceva de Doamne ajut, da? Sunteți pregătiți? Haideți că imediat ajungem și la pot. Eu sunt curios cum ies oamenii ăștia de aici. Uite că ne face semn să... Uite ce e aici, Dana. Uite-te alea că ce e în față. Cât s-o săpat. Uite ce munte pe dreapta. Ăsta e drumul, ăsta e arsialul. Bă, băiete. Arrească Dumnezeu. Bă, ăsta e în deal, casa e în vale, invers cum era în partea cealaltă. Mulțumim frumos. Noi stăm pe verde, să știi, da? Da, să nu se supere domnul Curivu, că noi stăm pe verde. Noi pe verde. Păi erau cu SUCT-ul, noi stăm pe verde. Ia uite-te. Avai. Ce-am făcut la asta? Băi, tu înțelegi că omul ăsta are, tu pricepi că omul ăsta are gardul, are drumul la nivelul gardului. Da. Bă, voi vedeți că omul ăla are... Bă, Dana, hai să ne dăm o leacă jos. Dar unde oprești? Oprești, hai că să te pun pe tine în șanțul ăla. Da. Cavoare, hai. Lasă că, da, ce, du-te-mă acasă la mine, ce vii să fac? Vino repede, hai repede. Hai că treci repede. Vino acolo. Băi, am făcut intrarea. Bă, ce te faci? Bă, uite aici, mă. Bă, ce-a făcut omul ăsta? Ce e aici? Bă, uite ce e aici, mă. Bă, Tana, mă, duci cu capul. Ce? Bă, uite ce e aici, mă, Tana. Bă, asta e... Ce? Intru în curtea omului, știi? Pășesc în curte. Pam! Bă, uite-ți aici, mă! Băi, e peste, mă! Uite-ți aici! Bă, ce-a făcut? Și acolo termina canalizarea la ușa, la intrarea lui. Bă, Dana, bă, ăștia nu-s sănătoși, mă! Bă, dar tu înțelegi că omul ăsta acasă așa face, mă? Uți! Hai mai departe, hai că mai avem, că trebuie mai multe. Aici la nivelul gardului. Păi la nivelul gardului, mă. No. Nu mai vezi, s-a terminat. Ferească, Dumnezeu. Hai că vă mai arătăm.
nu ocoliți, dacă aveți treabă, Zahare, Stroiești, nu, nu, că noi, ați văzut, că noi de ocoliți. Săriți zona, dacă puteți, aici, la intrare în Stroiești. Haideți, doamna Daniela, să rătăm la oameni, că se muncește, că nu se stă degeaba. Uite ce e aici, tu, Daniela, tu. Aici, dacă în 3-4 ani gata, e mare lucru. Bă, să muncești, să nu muncesc. Am zis eu că nu se muncește. Ma, ma, câtă treabă este aici, Dana. Cât beton e de turnat aici. Uite-te alea. Și încă se mai toarnă. Avai. Ava. Dar la singurul mijloc de transport în comun acceptabil pe drumurile astea este asta. Dacă n-aveți așa ceva, Doamne ajut! Repede, urcați-vă acum cât se mai poate. De aici, de pe drumul Zahareștiului, Stroieștiului, Daniela, drumul. Drumul Zahareștiului. Din spărtura Zahareștiului / Stroiești, vă urăm să n-aveți parte în viața noastră de așa ceva. Sus inimile. Și îmi pare rău pentru oamenii ăștia care locuiesc aici. Nu de mult se întâmplă treaba asta, Dana, doar de 3 ani de zi. La anul e al 4-lea, consecutiv.